Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a suplimentat plafonul programului guvernamental Family Start cu suma de 45 de milioane de lei. Această măsură vine în sprijinul tinerilor care au nevoie de resurse financiare pentru a-și dezvolta parcursul profesional și personal. Noile credite garantate de stat și cu o dobândă subvenționată de 75% vor fi disponibile din a doua jumătate a lunii octombrie. De asemenea, vă reamintesc că mai sunt fonduri disponibile și în cadrul programului Student Invest, astfel că studenții încă își pot depune cererile pentru a beneficia de acest sprijin financiar. Suma maximă care poate fi împrumutată în programul Family Start este de 150.000 de lei, iar creditul este disponibil pentru familiile tinere cu venituri nete lunare pe membru de familie de până la 6.000 de lei. Ne dorim să oferim cât mai multor familii și studenți șansa de a beneficia de aceste programe, a declarat ministrul Natalia Intotero.